Diferența fundamentală dintre creștini și atei este credința în existența lui Dumnezeu. Creștinii cred într-un Dumnezeu personal, învățături divine și urmează învățăturile Bibliei, care sunt considerate ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Ateii, pe de altă parte, nu cred în existența niciunui zeu sau entitate divină, respinând astfel ideea de Dumnezeu și de religie ca sursă de adevăr. Ce spune Biblia despre credință și necredință 1? Credința în Dumnezeu, Biblia subliniază importanța credinței în Dumnezeu. În Evrei 11.6 se spune, și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. De asemenea, în Ioan 3-16, este subliniată dragostea lui Dumnezeu pentru lume și necesitatea credinței, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 2. Necredința Biblia abordează și necredința, avertizând despre consecințele acesteia. În Psalmul 14:1 se spune: Nebunul zice în inima lui: Nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. În Romani 1:20-22, Pavel vorbește despre cum lucrările lui Dumnezeu sunt evidente în creație, dar oamenii aleg să le respingă. Ca urmare, ei sunt fără cuvânt de apărare, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Biblia încurajează credința și ascultarea de Dumnezeu și consideră necredința ca o respingere a adevărului divin, având consecințe spirituale. Pentru creștini, relația cu Dumnezeu este centrală iar viața lor este ghidată de principiile biblice. Pe de altă parte, atei își construiesc etica și perspectiva asupra vieții independent de religie sau credința într-o divinitate. Sigur. Să explorăm mai în detaliu diferențele dintre creștini și atei, precum și cum Biblia tratează tema credinței și necredinței tunu. Viziunea asupra existenței și Universului, creștini. Credința creștină se bazează pe ideea că Universul și tot ceea ce există au fost create de Dumnezeu. Creștinii cred că Dumnezeu este atotputernic, omniscient și iubitor, și că El susține toate lucrurile. În Geneza 1:1, Biblia spune, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Aceasta subliniază rolul lui Dumnezeu ca creator. Atei, atei, în general, adoptă o viziune naturalistă asupra lumii. Ei consideră că universul și viața au apărut prin procese naturale, cum ar fi Big Bang-ul și evoluția, fără intervenția unei ființe divine. Pentru atei, existența nu are nevoie de o explicație supranaturală. 2. Moralitate și etică Creștini Moralitatea creștină este puternic influențată de învățăturile Bibliei. Creștinii cred că există un standard moral absolut stabilit de Dumnezeu și că poruncile sale sunt etalonul pentru bine și rău. De exemplu, cele 10 porunci, Exodul 21-17, reprezintă un cod moral fundamental pentru viața creștină. Atei. Deși ateii nu cred într o sursă divină a moralității, aceasta nu înseamnă că nu au principii etice. Majoritatea ateilor adoptă o moralitate bazată pe rațiune, empatie și consens social. Ei consideră că normele etice pot fi dezvoltate pe baza înțelegerii umane și a nevoii de a trăi în armonie cu ceilalți. 3. Scopul vieții. Creștini. Pentru creștini Scopul vieții este de a-L cunoaște și de a-L sluji pe Dumnezeu, urmând învățăturile lui Isus Hristos. În Matei 22, 37, 39 Isus rezumă scopul vieții, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Viața creștinului este văzută ca o călătorie spre sfințenie și viața veșnică. Atei. Atei tind să vadă scopul vieții într-un mod subiectiv. Fiecare persoană își găsește propriul sens al vieții, fie că este vorba despre fericire, realizare personală, cunoaștere sau contribuție la bunăstarea societății. În absența unei credințe în viața de după moarte. Atenția se concentrează pe prezent și pe relațiile interumane. 4. Viața de după moarte, creștini. Credința în viața de după moarte este centrală în creștinism. Creștinii cred că, după moarte, sufletul fiecărei persoane va fi judecat de Dumnezeu și va merge fie în rai, fie în iad, în funcție de credința și faptele sale. Ioan 5, 24 afirmă, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Atei, majoritatea ateilor nu cred într-o existență după moarte. Ei consideră că conștiința încetează odată cu moartea fizică. Această perspectivă îi poate încuraja să trăiască viața la maxim, deoarece nu există o viață viitoare în care să-și pună speranțele. 5. Relația cu religia și practicile spirituale, creștini, practicile religioase, cum ar fi rugăciunea, participarea la slujbe, citirea Bibliei și sacramentele, cum ar fi botezul și împărtășania. Sunt esențiale pentru viața spirituală a creștinilor. Acestea sunt mijloace prin care credincioșii își exprimă și întăresc credința. Atei, atei nu urmează ritualuri religioase, dar pot adopta alte practici pentru bunăstarea personală, cum ar fi meditația, sportul sau activități artistice. Unii atei pot fi spiritualii în sensul că apreciază frumusețea naturii, Arta sau conexiunile umane, fără a atribui aceste experiențe unei divinități. 6. Percepția asupra Bibliei, creștini. Biblia este considerată cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, o călăuză pentru viața și credința lor. Este venerată și studiată cu scopul de a înțelege voia lui Dumnezeu și de a trăi conform învățăturilor sale. Atei, atei, de obicei, văd Biblia ca pe o colecție de texte antice, cu valoare literară, istorică și culturală, dar nu ca o autoritate divină. Ei pot analiza critic Biblia, considerând-o un produs al timpului său, scris de oameni, nu de Dumnezeu. 7. Perspectiva asupra cunoașterii și științei, creștini. Creștinii nu sunt în mod automat împotriva științei, Mulți cred că știința și credința pot că exista armonios. Totuși, atunci când există conflicte între știință și învățăturile biblice, cum ar fi în cazul evoluției, unele grupuri creștine pot prioritiza interpretările religioase. Atei, Ateii, în general, își bazează convingerile pe dovezi științifice și metode raționale. Ei valorizează știința ca pe o modalitate de a înțelege realitatea și de a rezolva problemele lumii. Ateismul este adesea asociat cu o perspectivă sceptică asupra afirmațiilor care nu pot fi demonstrate științific. 8. Reacția Bibliei față de necredință. Biblia are numeroase pasaje care condamnă necredința și îndeamnă oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. De exemplu, în Romanii 1, 18-21, Pavel vorbește despre mânia lui Dumnezeu împotriva celor care suprimă adevărul. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. În 2 Corinteni 4:4 se menționează în care Dumnezeul viaului acestuia a orbit mințile necredincioșilor, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. În concluzie, diferențele dintre creștini și atei sunt profunde, având rădăcini în credințele lor fundamentale despre existență, moralitate, scopul vieții și natura realității. Biblia oferă o perspectivă clară despre necredință, văzând-o ca o respingere a adevărului divin și îndemnându-i pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu pentru a găsi mântuirea și adevărata viață. Sigur, putem să explorăm mai în detaliu diferențele dintre creștini și atei, examinând aspecte suplimentare precum nouă. Originea și natura umanității, creștini. Conform Bibliei, oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Geneza 1, 27. Acest concept conferă fiecărei persoane o demnitate și o valoare intrinsecă. Creștinii cred că Dumnezeu a însăflat viața omului și că fiecare ființă umană are un suflet nemuritor. Aceasta implică și responsabilitatea morală a fiecărei persoane față de Creator. Atei, atei, care adesea acceptă explicațiile științifice ale originii umanității, văd evoluția biologică drept mecanismul care a condus la apariția speciei umane. Ei consideră că oamenii nu sunt creați de o ființă divină, ci sunt rezultatul unui proces lung de selecție naturală. În consecință, valorile umane nu provin dintr-o sursă divină ci sunt construite prin experiență și convenții sociale, sece. Percepția asupra libertății și liberului arbitru, creștini, în creștinism, există o tensiune între suveranitatea lui Dumnezeu și liberul arbitru al omului. Creștinii cred că oamenii au fost creați cu liber arbitru pentru a alege între bine și rău, dar această libertate este însoțită de responsabilitatea morală și de consecințele care decurg din alegerile făcute. De exemplu, alegerea păcatului fără pocăință poate duce la separarea veșnică de Dumnezeu, iar alegerea de a urma pe Hristos duce la mântuire. Atei, în general, atei consideră că liberul arbitru este un produs al conștiinței și al capacității de rațiune umană ei pot privi libertatea ca un drept fundamental, bazat pe autonomia individuală. Deciziile morale sunt văzute ca fiind modelate de contextul social, cultural și educațional, mai degrabă decât de directive divine. Totuși, unii atei pot susține că liberul arbitru este limitat de determinismul biologic și de circumstanțe externe. 11. Relația cu suferința și răul Creștini, problema suferinței și a răului este una dintre cele mai complexe din teologia creștină. Creștinii cred că răul a intrat în lume prin păcatul originar al lui Adam și Eva, iar suferința este o consecință a acestui păcat. Cu toate acestea, creștinismul oferă speranța că Dumnezeu folosește suferința pentru a întări pe credincioși și că, la final, va învinge definitiv răul. În Romani 8.28 se afirmă, de altfel, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Atei Atei abordează problema răului și suferinței dintr-o perspectivă naturalistă, considerându-le partea condiției umane și a naturii indiferente ei văd suferința ca pe un rezultat al cauzelor naturale, biologice sau sociale, și caută soluții practice pentru a o reduce. Deoarece nu cred într-o forță divină, ateii nu văd suferința ca pe o pedeapsă sau o încercare divină, ci ca pe un fenomen care trebuie abordat prin rațiune și acțiune umană. 12. Rolul comunității și al bisericii, creștini comunitatea de credincioși, biserica, joacă un rol central în viața creștinului. Biserica este văzută ca trupul lui Hristos, 1 Corinteni 12, 27, un loc unde credincioșii se adună pentru a se încina, pentru a se sprijini reciproc și pentru a împărtăși Evanghelia. Creștinii sunt încurajați să participe activ la viața bisericii, să slujească și să fie parte dintr-o comunitate care trăiește în conformitate cu valorile creștine. Atei, atei nu au un echivalent direct al bisericii, dar mulți se adună în grupuri sociale sau comunități bazate pe interese comune, fie că este vorba despre discuții intelectuale, activism social sau simple relații de prietenie. Acești oameni pot participa la organizații umaniste sau seculare care promovează valori similare cu cele ale umanității și drepturilor omului, dar fără un substrat religios. 13. Viziunea asupra revelației și cunoașterii divine Creștini Creștinii cred în revelația divină, atât în sens general, prin creație, cât și în sens special, prin scripturi și persoana lui Isus Hristos. Biblia este considerată o revelație directă de la Dumnezeu, oferind îndrumări clare despre credință, moralitate și mântuire. Experiențele spirituale și intervențiile divine sunt, de asemenea, considerate forme de revelație. Atei, atei resping conceptul de revelație divină, considerând cunoașterea ca fiind dobândită prin experiență, observație și raționament. Ei valorizează metodele științifice și logice ca mijloace primare de a înțelege lumea. Din acest motiv, atei tind să fie sceptici față de afirmațiile privind miracole sau intervenții divine, considerându-le nejustificate din punct de vedere empiric. 14. Esența spiritualității creștini Spiritualitatea creștină este profund legată de relația personală cu Dumnezeu și de trăirea unei vieți în conformitate cu învățăturile lui Hristos. Practici precum rugăciunea, meditația asupra scripturii și participarea la sacrament sunt centrale pentru viața spirituală creștină. De asemenea, creștinii cred că Duhul Sfânt joacă un rol activ în viața lor, călăuzindu-i și întărindu-i atei, deși ateismul este, prin definiție, lipsit de credință într-o divinitate, unii atei se consideră spirituali, dar nu religioși. Aceasta înseamnă că pot aprecia sau practica forme de meditație, reflexie interioară, conexiune cu natura sau alte activități care aduc sens și profunzime vieții lor, fără a implica vreo credință supranaturală. 15. Impactul asupra comportamentului și deciziilor de viață, creștini, pentru un creștin, comportamentul și deciziile de viață sunt ghidate de învățăturile biblice și de dorința de a-l urma pe Hristos. Aceasta poate influența toate aspectele vieții, de la relațiile personale și profesionale până la alegerile privind familia, educația și implicarea socială. Creștinii sunt chemați să trăiască o viață care reflectă dragostea și sfințenia lui Dumnezeu. Atei Deciziile de viață ale ateilor sunt influențate de valori personale, rațiune și experiență. Fără o bază religioasă, alegerile sunt adesea orientate spre maximizarea fericirii personale, a succesului și a bunăstării, atât pentru ei înși, cât și pentru cei din jur ei pot lua decizii bazate pe principii etice care sunt considerate universale, cum ar fi dreptatea, egalitatea și respectul pentru ceilalți. 16. Dialogul între creștini și atei Creștini Mulți creștini sunt deschiși la dialog cu atei, dorind să-și împărtășească credința și să explice motivele pentru care cred în Dumnezeu. Acest dialog este văzut ca o oportunitate de a răspunde întrebărilor și îndoielilor și de a mărturisi dragostea și adevărul lui Hristos. De asemenea, în Biblie există un îndemn de a răspunde celor care întreabă despre credință cu țibâlândețe și respect. 1 Petru 3:15. Atei, atei pot fi, de asemenea, deschiși la dialog, deși mulți sunt motiva